film de senzație poate fi urmărit joi la Cinemateca Astra Film. Metro Branding se numește acesta. Pelicula prezintă un istoric al brandurilor vedetă din perioada comunistă. O poveste de dragoste între oameni și obiecte. Așa poate fi descrisă în doar câteva cuvinte experiența pe care o vor trăi cei care vor merge joi să urmărească documentarul propus de către cei de la Cinemateca Astra Film. Metro Branding este povestea destinului spectaculos al celor mai cunoscute branduri din perioada comunistă. Vorbim aici despre mașina de cusut Ileana, salteaua Relax, Teneșide, de Drăgășan, bicicleta Pegas, motocicleta Mobra și, bineînțeles, becul de fieni. Teneșii au pierit, au dispărut. Precum dinozaurii. Tenisul de fincă. Deci tenisul 1001 este de domeniul dinozaurilor. Uite aici, scrie FINCA și Didi sub Drăgășani. Sus e 27,5 numărul de mărime. Și aici e emblema Finca Drăgășani. Să vedeți scris Finca? Stai că îl și spăl. Documentarul prezintă cele 7 povești de succes la vremea respectivă, dar și felul în care acestea au dispărut odată cu trecerea la democrație. Proiecția are loc la Astra Film Cinema în Piața Mică. Cinemateca Astra Film a fost inițiată în anul Capitalei Culturale. Proiectul se bucură și acum de același succes.